Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, întâlnirea cu Domnul Isus Hristos este una care trebuie să provoace o atitudine. Nimeni nu poate rămâne neutru. Unii sunt vindecați, indiferent că este vorba de o boală a trupului sau a sufletului, și dau slavă lui Dumnezeu, iar alții pleacă de la el dorindu-i moartea. Lucrurile nu s-au schimbat prea mult astăzi. Din cei care se întâlnesc cu Domnul Isus, unii acceptă ceea ce a făcut el, moartea lui pentru păcatele noastre. Alții întorc spatele dorind ca el mai bine să nu fie existat. Caută diferite prilejuri să scape de el. Este trist că se întâmplă așa ceva, dar se întâmplă. Pentru unii, el este izbăvitor, iar pentru alții, judecător. În încheierea capitolului 21 am putut vedea hotărârea liderilor religioși de a scăpa de Domnul Isus. Numai simpatia mulțimii pentru Domnul Isus i-a împiedicat pe acești lideri să nu-l închidă chiar atunci. Din ce motiv? Pentru că Domnul i-a confruntat cu imaginea lor reală, așa cum erau ei în ochii lui Dumnezeu, nu cum le plăcea lor să creadă că sunt. Nu le plăcea ceea ce au văzut, dar în loc să caute iertarea cu pocăință, au hotărât să scape mai bine de Domnul. Această atitudine este asemenea celui ce se privește în oglindă, și pentru că nu-i place ce vede, sparge oglinda. În capitolul 22 al Evangheliei după Matei, unde am ajuns cu studiul nostru, Domnul Isus continuă să le arate liderilor spiritual și politice ai poporului care este poziția pe care o ocupă ei în raport cu Dumnezeu și cu împărăția cerurilor. O primă pildă cu care începe Domnul este cea anunții fiului de împărat. Să nu uităm, el se adresează încă preoților cei mai de seamă și bătrânilor poporului. Isus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și a zis, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. Vorbind despre împărat, Domnul Isus nu se referă la altcineva decât la Dumnezeu Tatăl, iar fiul nu poate fi altul decât Domnul însuși. Dar să privim mai departe ce a făcut acest împărat. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. Cei invitați la nuntă sunt evrei, casa lui Israel. Să ne aducem aminte că ucenicii Domnului au străbătut țara și au anunțat nunta, împărăția cerurilor. Profeții Vechiului Testament au profețit și ei despre aceste lucruri. A trimis iarăși alți robi și le-a zis, Spuneți celor poftiți, iată că am gătit o spățul meu. Juncii și vitele mele cele îngreșate au fost tăiate. Toate sunt gata, veniți la nuntă. Cu toate insistențele, care este răspunsul? dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat, unul la holda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei și i-au omorât. Oare se regăseau acești lideri cărora se adresează Domnul Isus în cuvintele pe care le spune? Poporul s-a declarat adesea prea ocupat pentru a lua aminte la glasul mesagerilor Domnului. Pe mulți dintre ei i-au ucis așa cum vor face chiar cu fiul împăratului, cu Domnul Isus, dar vine momentul intrării în scenă a împăratului însuși. Când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și aceea le și le-a ars cetatea. Acest moment al distrugerii cetății era mai aproape decât credeau ei. În anul 70 al erei creștine, Titus, generalul roman, va cuceri Ierusalimul și va arde cetatea. Dar nu numai aceasta este măsura luată de împărat. Nunta va avea loc. Dar, vor fi alți invitați. Atunci a zis robilor săi, nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă dar la răspântile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi găsiți. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți cei pe care i-au găsit, și buni și răi, și o taie ospățului de nuntă s-au umplut de oaspeți. Cu ce seamănă această acțiune? Oare nu cu ceea ce au făcut apostolii după coborârea Duhului Sfânt? Dar să mergem mai departe. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă. Prietenii a zis el: Cum a intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Oare despre ce haină este vorba? Vedem că invitația este pentru toți. Dar există pericolul ca unii să vină fără să întâmpine așteptările regelui. Haina despre care se vorbește aici este neprihănirea dată de Domnul Isus. Ea este esențială în ceea ce privește mântuirea și este oferită tuturor celor mântuiți. Ascultați cum descrie Apostolul Pavel această haină. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei care cred în El, nu este nicio deosebire. Sunt versetele 21 și 22 din capitolul 3 al epistolei către Romani. Toți cei care vor să participe la nunta Fiului de Împărat trebuie să aibă această haină a neprihănirii pe care o dă, așa cum am văzut, credința în Domnul Isus Hristos. În orice caz, cel care este găsit fără haină adecvată, rămâne fără grai în fața Împăratului. Este un aspect de care trebuie ținut cont. Am auzit unele persoane afirmând că ei își vor susține cauza înaintea lui Dumnezeu și cred că vor reuși să arate neprihănirea lor. Ei bine, Domnul spune că în fața Împăratului, cel fără haină, a amuțit. Credeți că poate cineva să stea înaintea lui Dumnezeu fără să aibă haină adecvată și să mai și spună ceva? Puțin probabil. Dragi prieteni, este important să înțelegem că fără Domnul sus nu este cale de a ajunge în împărăția cerurilor. Nu există o altă soluție. Nu este o altă haină pe care noi să o putem purta. Oricine încearcă să vină cu altceva înaintea lui Dumnezeu, va păți ca cel descris în această pildă. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi, legați mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Invitația a fost la dispoziția tuturor, dar nu toți au fost pe măsura ei. În vechime, ca și acum, de altfel, haina reprezenta o formă de respect pe care cineva o arăta față de altă persoană. Este foarte adevărat că cei mai mulți nu aveau mai multe haine. Țesăturile fiind foarte scumpe, cei mai săraci nu își puteau permite să cumpere mai mult decât o singură haină. Însă atunci când erau invitați la anumite evenimente, ei trebuia să curețe acea haină și să se prezinte cu o ținută îngrijită. Dragii mei, noi primim invitația, și Domnul este acela care pune la dispoziția noastră și haina de care avem nevoie. Însă, este solicitat și efortul nostru pentru a păstra acea haină. Multora nu le place să aud asemenea poziții radicale exprimate de Cuvântul lui Dumnezeu. Însă, ele sunt acolo și sunt exact așa cum le descrie Domnul Isus. Nici liderilor care îl ascultau pe Domnul Isus nu le făcea plăcere să audă cuvintele lui însă ele erau reale. Ele descriau o situație reală. Din păcate, asemenea multora din vremea noastră, în loc să ia aminte la cele cuvinte, ei caută o cale să scape de el. Vor încerca să-l atragă în diferite curse, dar Domnul va ieși cu abilitate din toate acestea. Este interesant că scopurile comune îi adună pe oameni cu toate că erau frecvente animozități între irodiani și farisei, de această dată se unesc pentru a-l prinde pe Domnul Isus. Atunci, fariseii s-au dus și s-au sfătuit cum să prindă pe Isus cu vorba. Au trimis la el pe ucenicii lor împreună cu irodianii care i-au zis, Învățătorule, știm că ești adevărat și că înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să-ți pese de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne, dar, ce crezi? Se cade să plătim bir cezarului sau nu? Mai este nevoie să spun care era scopul întrebărilor? Vedeți, sunt numeroase situații în care oamenii pun întrebări. Uneori, oamenii întreabă pentru că, de fapt, vor să arate ce știu ei. Alteori, pentru că vor să-ți arate că greșești sau că, de fapt, nu cunoști nimic. Din păcate, și doar arare ori, oamenii întreabă pentru că vor cu adevărat să afle ceva. În general, de ceul copiilor vine din dorința sinceră de a afla lucruri noi, de a cunoaște. Nu întâmplător a vorbit Domnul Isus despre acea stare adecvată împărăției cerurilor, ca fiind cea sufletului candid al copilului. Irodianii și farisei erau acum împreună pentru a-l prinde pe Domnul cu vorba, cum spune Matei. Întrebarea pare a veni mai mult din partea irodianilor, dacă avem în vedere faptul că ea este de natură politică. Irodianii, așa cum ne aducem aminte, era un partid politic simpatizant al familiei lui Irod. Oricum, ei știau deja răspunsul la întrebarea pe care o pun Domnul sus. Era de fapt o întrebare capcană. Dacă ar fi răspuns, nu trebuie să plătiți bir cezarului, ar fi avut un motiv să-l dea pe mâinile romanilor ca unul care instiga la revoltă. Dacă ar fi răspuns, trebuie să plătiți tribut, atunci, cu siguranță, el nu era Mesia. Mesia nu s-ar fi supus cu niciun chip unei ocupații străine. Prin această întrebare, credeau ei că l-au pus la colț pe Domnul. Dragii mei, este uimitor ce putem face cu vorbele noastre. Prin ele putem zidi, putem înviora, putem ridica, dar putem și distruge, putem și ruina. Putem să facem din cuvinte arme periculoase. Aceasta voiau să facă irodianii și farisei. De la Domnul veneau cuvintele vieții, cuvintele care zideau. De la ei veneau cele ale morții. Isus, care le cunoștea vicleșugul, a răspuns, Pentru ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul birului. Și ei i-au adus un ban. El i-a întrebat, Chipul acesta și slovele scrise pe el, ale cui sunt? Ale cezarului, au răspuns ei. Atunci el a zis, Dați dar cezarului, ce este al cezarului, și lui Dumnezeu ci este al lui Dumnezeu. Cu toate că pentru iudei era o riciune să folosească acei bani care aveau gravat chipul cezarului, împăratul zeificat, legea romană prevedea ca toate taxele pe teritoriul imperiului să fie plătite cu acea monedă. Deci fie că le plăcea sau nu, ei trebuia să folosească acea monedă. Aceea este moneda pe care o cere domnul. Ei bine, răspunsul este unul la care ei nu s-au așteptat. Mai întâi, domnul le arată că el cunoaște exact motivul întrebărilor, numai că nu refuză să le răspundă. Dar răspunsul pe care el îl dă nu este prea comod pentru ei. Nu numai că domnul le atrage atenția că ei au anumite obligații față de cezarul roman, dar ei trebuie să facă diferența între autoritatea omenească și cea divină. Iată că din nou ne întoarcem la problema autorității. Nu înțelegeau de unde vine autoritatea Domnului. De asemenea, nu știau să facă diferența dintre autoritatea pământeană, o autoritate delegată, și autoritatea divină, autoritatea absolută. Mai mult, Domnul face aici referire la dubla cetățenie pe care o avem. Și Petru spune același lucru. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. Irodianii confundau adesea cestea lui Dumnezeu cu ceea ce revine autorității pământești. Mă întreb dacă noi nu facem aceeași confuzie uneori. Lăsăm ca îndatoririle noastre față de societate să ne răpească timpul și energia datorate lui Dumnezeu. La fel, ne ascundem în spatele datoriei noastre față de Dumnezeu și nu ne achităm de îndatoririle pe care le avem în cadrul societății. Domnul Isus atrage atenția asupra faptului că niciuna din aceste situații nu este după voia lui Dumnezeu. Irodianii prin repede sensul cuvintelor Domnului și, surprinși de răspuns, îl lasă în pace. Mirați de cuvintele acestea, ei le-au lăsat și au plecat. Dar mai sunt și saduchei. Nici ei nu erau încântați de popularitatea Domnului Isus. Și ei îl abordează pe Mântuitorul. În aceeași zi au venit la Isus saduchei care zic că nu este în viere. Ei au pus următoarea întrebare. Învățătorule, Moise a zis, dacă moare cineva fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta fratelui său și să ridice urmași. Erau dar la noi șapte frați. Cel din tâi s-a însurat și a murit. Și fiindcă n-avea copii, a lăsat fratelui său pe nevasta lui. Tot așa și al doilea și al treilea până la al șaptelea. La urmă, după ei toți, a murit și femeia. La înviere, nevasta căruia din cei șapte va fi ea fiindcă toți au avut-o de nevastă. Erorile făcute de saduchei sunt foarte mari. Se vede clar care este intenția întrebării lor, iar ilustrația folosită de ei este de-a dreptul ridicolă. În primul rând, situația expusă este ridicolă, apoi este evident că vine în contradicție chiar cu credința lor. Matei afirmă încă de la început că ei nu credeau în învierea morților. Cu toate acestea, ei pun în discuție un aspect legat tocmai de înviere. La fel de direct, cum a fost și în cazul irodianilor, Domnul le arată care este greșeala lor. Drept răspuns, Iisus le-a zis, Vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Oare mai este nevoie, dragi prieteni, să afirmăm cât de important este să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu? El ne poate feri de erori grave care pot duce la imposibilitatea cunoașterii puterii lui Dumnezeu. Este exact ceea ce se întâmpla cu acești oameni. Ei se rătăciseră din pricina necunoașterii voii lui Dumnezeu. Ei nu cunoșteau puterea lui Dumnezeu de a învia, cu toate că erau atâtea cazuri în care Dumnezeu înviase diferite persoane deja. Să ne aducem aminte numai de învierea lui Lazar. Ascultați numai ce spune Domnul cu privire la înviere. Căci la înviere nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer cât privește învierea morților. Oare n-ați citit ce vi s-a spus de Dumnezeu când zice Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Dragi prieteni, sunt foarte mulți și astăzi care nu mai cunosc puterea lui Dumnezeu, care nu mai cred în învierea morților. Fie că ei cred sau nu, ea va avea loc. Numai că pentru unii va fi pentru bucuria veșnică, iar pentru alții, pentru cei care nu cred, va fi pentru plânsul și scrâșnirea dinților. Deci ar trebui să tratăm cu mult mai multă seriozitate acest lucru. Iată că și saduchei sunt reduși la tăcere. Oamenii erau uimiți de învățăturile Domnului Isus. Noroadele care ascultau au rămas uimite de învățătura lui, ne spune versetul 33. Dar acesta nu înseamnă că se terminase cu ura fariseilor împotriva Domnului. Ei încep să comploteze din nou. Când au auzit fariseii că Isus a astupat gura saducheilor, s-au strâns la un loc. Mă gândesc acum că sunt foarte motive pentru care oamenii se pot strânge la un loc. Oare noi, pentru ce ne strângem atunci când o facem? Pavel îi avertiza pe corinteni că se adună la un loc nu ca să se facă mai buni. Dragi prieteni, noi trebuie să ne strângem pentru a deveni mai buni. Lucrul acesta se petrece atunci când biserica Domnului Isus acționează așa cum a fost lăsată să funcționeze, ca un trup. Dar să vedem ce mai pun fariseii la cale. Și unul din ei, un învățător al legii, ca să-l ispitească, i-a pus întrebarea următoare. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iată o bună întrebare, dar care nu era corect folosită. Acest învățător al legii voia și el să-l surprindă pe Domnul Isus. Dacă Saducheii eșuaseră, la fel și irodianii, farisei au început să înțeleagă că nu este ușor să-l prins pe Domnul. Fariseii erau un partid politico-religios și încercarea lor este aceea de a-l discredita din punct de vedere teologic pe Domnul Isus. Ei voiau să arate lumii care era acolo, că Domnul Isus nu are o atitudine corectă față de lege. Mai încerca să ria acest lucru și înainte, dar acum erau deja disperați. Ei încercau cu orice preț să-l discrediteze pe Domnul, să întoarcă mulțimea împotriva lui. Probabil se așteptau ca răspunsurile lui să fie împotriva legii și împotriva scripturii și ei să poată avea în felul acesta o acuză împotriva lui. De răspunsul Domnului este unul pe care și unii dintre rabini îl foloseau. Isus i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aceste două porunci sumarizează de fapt întreaga scriptură. Ele cuprind întreg universul omului. Dragostea de Dumnezeu își găsește corespondentul în relațiile umane. Învățătorul legii știe și el că nu este niciun cusur în ceea ce a spus Domnul Isus. Ei foloseau același răspuns. Știe și el că acolo este cuprinsă scriptura, așa cum spune Domnul. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Un aspect care trebuie remarcat aici este că Domnul Isus cunoștea foarte bine crezurile fariseilor, cunoștea învățăturile lor. Mă întreb, oare noi cunoaștem ce cred cei care nu împărtășesc aceleași opinii ca și noi. Nu cumva ne mulțumim să-i judecăm și să respingem tot ce vine din partea lor, fără să știm ce respingem de fapt? Domnul Isus îi cunoștea foarte bine pe cei pe care îi admonesta atunci când era nevoie. Știa și ce este bun și ce este rău. Știa să folosească chiar mijloacele lor pentru a-i confrunta cu adevărata lor imagine. Chiar și Pavel studia cu atenție credințele, cultura celor cărora se adresa. Atunci când este în Atena, se duce mai întâi și vizitează orașul, pentru a ști cine sunt oamenii din acel loc. Mai târziu, când îi scrie lui Tit, citează unul din scritorii cretani cu privire la felul lor de-a fi. Regimei, mei, când vrem să ducem mesajul Evangheliei, este bine să ne informăm cu privire la cei cărora ne adresăm. În felul acesta îi putem ajuta pe oameni să se vadă așa cum sunt, am făcut în câteva rânduri referiri la imaginea noastră a oamenilor. Sunt de obicei trei imagini cu care oamenii se confruntă. Imaginea pe care alții o au despre noi. Este o imagine relativă. Nimeni nu poate cunoaște cu adevărat pe o altă persoană. Apoi mai este și imaginea pe care noi o avem cu privire la noi înșine. Nici măcar în acest caz nu putem vorbi despre obiectivitate, Adesea ne place să ne vedem în termeni mult mai pozitiv decât suntem în realitate. Dar mai este și imaginea pe care Dumnezeu o are cu privire la noi. Și aceasta este imaginea reală, pentru că El cunoaște mai bine decât oricine altcineva inima noastră. Dragi prieteni, aceasta face Domnul Isus cu acești oameni. Dacă până acum ei au fost cei care au pus întrebările, de această dată Domnul are el o întrebare. Pe când erau strânși la un loc, farisei Isus i-a întrebat, ce credeți voi despre Hristos? Al cui fiu este? Al lui David au răspuns ei. Ei, este mai ușor să întreb decât să răspuns. Abia acum se conving fariseii de lucrul acesta. Problema este că răspunsul lor nu este bun. Și Isus le-a zis, Cum atunci David, fiind însuflat de Duhul, îl numește Domn când zice, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Deci, dacă David îl numește Domn cum este el fiul lui. Domnul Iisus citează din psalmul 110, unul din psalmii lui David, un psalm profetic, mesianic. Este o urmă de adevăr în ceea ce spun fariseii, pentru că în ceea ce privește descendența umană, da, Domnul Iisus se trăgea din familia lui David. Numai că ei ignorau latura lui divină. Aceasta este ceea ce nu puteau accepta fariseii și ceilalți conducători ai poporului. Ori tocmai aceasta făcea ca ispășirea să fie posibilă, Dragii mei, și astea sunt oameni care acceptă că Domnul Isus este un personaj istoric cu o mare influență, dar nimic mai mult. Este un semn de orbire spirituală comparabil cu cel al fariseilor de atunci. Domnul Isus a fost om și a venit pe pământ îmbrăcând această formă. Dar El a fost și Dumnezeu pentru că aceasta a fost singura posibilitate ca noi să fim mântuiți. Cei prezenți nu au mai scos niciun cuvânt. Vedeau că Domnul are dreptate. Dragii mei, nici măcar să vezi că Domnul are dreptate nu este suficient. Este nevoie să crezi și să accepti că El este Dumnezeu, că este izbăvitor, că este Domn. Este ceea ce aduce schimbarea vieții. Este ceea ce aduce o viață nouă. se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.